Sorocenilor nu le place curățenia. De această părere sunt organizatorii acțiunii Hai Moldova. La doar o lună după ce s-a desfășurat această acțiune, orașul este din nou murdar. Atât autoritățile cât și tinerii sunt nemulțumiți și îndeamnă oamenii să fie mai responsabili. Saci cu gunoi, pachete și sticle aruncate pe marginea drumului. Așa arată zonele unde doar cu o lună în urmă tineri voluntari de la mai multe colegii și licee au ieșit și au făcut ordine pentru a-și vedea localitatea curată. Facem un bilanț, să vedem totuși unde merge Moldova. Și vreau să vă spun că este foarte neplăcut, văzând aceste mormane de gunoi, care au fost deja aduse, nu mai știu de unde, pe toate străzile care am făcut curățenie. Unicul lucru, nu știu, cum să le lămuresc acelor studenți, acelor tineri, care împreună cu profesorii au venit, că majoritatea ei au făcut regulă, prin condițiile care au fost extrem de grele, și acum lucrul care l-au făcut ei este nimicit. Într-o lună de zile s-a adunat atâta gunoi, nu știu ce va fi până la următoarea Hai Moldova. Tinerii care au participat la campania Hai Moldova, dar și autoritățile, vin cu un apel la conștiința oamenilor să păstreze curățenia și să arunce deșeurile la gunoiștele autorizate. În cadrul campaniei Hai Moldova, pe data de 12 mai au fost și în Cluj un număr considerabil de voluntari care au salubrizat atât orașul Soroca cât și localitățile din raion. Însă, la scurt timp după salubrizare, observăm că cele mai locurile unde au fost concentrați cei mai mulți voluntari sunt din nou murdare. Tinerii au nevoie să fie motivați, tinerii au nevoie să fie stimulați și atunci când munca lor nu este prețuită, atunci ei nu o să aibă același avânt de a lucra și de a se implica în salubrizarea localităților. Vrem să venim cu o chemare, întrucât se face apel mai mult la conștiința oamenilor. Dacă noi nu o să facem curat, nimeni nu o să facă curat pentru noi. Campania Hai Moldova s-a desfășurat timp de o zi în întreaga țară. Scopul acțiunii a fost de a elibera spațiul public de gunoi printr-un efort comun al societății.